Sistemul sanitar ar putea fi paralizat la sfârșitul lunii. Medicii au anunțat grevă generală și cer demisia ministrului sănătății. Cum vor fi afectați pacienții, ne spune Magda Bucur. Magda, te ascultăm. Bună seara! Să fie afectați începând cu 28 noiembrie, mai ales dacă merg la medicul specialist la consultație, pentru că pe perioada grevei medicii vor acoperi numai o treime din serviciile medicale, adică urgențele. De mâine, medicii încep să anunțe spitalele că intenționează să protesteze. Pe 25 noiembrie va fi grevă de avertisment timp de 2 ore, de la ora 8 la ora 10. Iar dacă revendicările lor nu vor fi rezolvate în termen de 3 zile, atunci pe 28 noiembrie începe greva generală pe termen limitat. Medicii își doresc mai mulți bani în sistemul sanitar, vor să le crească veniturile, dar vor și demisia ministrului sănătății, care, spun ei, n-a reușit până acum să le rezolve problemele. Magda, mulțumesc. Mai puțin